Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Am pregătit astăzi pentru voi informații interesante, dar în același timp ciudate și chiar greu de crezut. Mai multe OZN-uri se pare că ar fi fost văzute deasupra Ucrainei și altor țări, în plin război. Ceva se întâmplă. Haideți să vedem dacă putem afla care este adevărul. În actualul context al conflictului dintre Rusia și Ucraina, am fost surprinsă să văd că revin în actualitate aparițiile OZN pe cerul planetar. O serie de site-uri străine publicând știri și filmulețe, în care autorii prezintă obiecte ciudate zburând în spațiul atmosferic de deasupra mai multor țări, inclusiv Ucraina. De la simplii martori și vânători de OZN-uri, cercetători și până la șefi de servicii secrete sau de securitate spațială, toți suspectează activitate extraterestră în jurul Terei. Pentru sceptici este greu de crezut că ființe nepământene ar supraveghea Pământul, deși o serie de dovezi au început să fie declasificate în ultimii ani, chiar de către CIA și Pentagon. Dar haideți să vedem ce informații au apărut în ultima lună, iar la final voi decideți dacă este fantezie fabricată sau purul adevăr. În ultimul caz, bineînțeles, vom rămâne cu întrebarea care ar fi scopul acestor raiduri extraterestre până la urmă. Un răspuns la această dilemă poate veni de la site-ul ibtimes.com, care titrează că, cu câteva zile în urmă, directorul pentru Ucraina de la CBN News, Constantin Litvienko, a susținut că un OZN a atacat forțele invadatoare rusești. Un videoclip misterios încărcat pe YouTube de autoproclamatul vânător de extraterestri Scott C. Waring este acum cel mai fierbinte punct de dezbatere dintre teoreticienii conspirației. În videoclip, aparent surprins din Ucraina, un OZN misterios strălucitor poate fi văzut mișcându-se pe cerul nopții. Presupusul incident OZN a avut loc pe 5 martie, într-un moment în care Rusia invadase Ucraina. După ce a încărcat videoclipul, Scott C. Waring a sugerat că prezența OZN-ului pe cer are o oarecare legătură cu extraterestrii care vizitează Pământul. Iată ce a scris Waring pe site-ul său UFO Sightings Daily. Este război, deci ar putea fi orice. Cu toate acestea, mi-amintesc clar că în timpul Fukushima, Japonia, a existat o scurgere a reactorului nuclear și a fost filmat un videoclip de știri care a surprins accidental un OZN tic-tac lung, alb, zburând jos și încet deasupra reactorului. Cred că acest lucru poate fi acolo din același motiv. O scurgere a reactorului nu numai că dăunează oamenilor de dedesubt, dar face zona și inutilizabilă pentru extraterestri. Dar chiar într-adevăr să fie atacat un OZN, forța rusă în Ucraina? Cu câteva zile în urmă, directorul pentru Ucraina de la CBN News, Constantin Litvienko, a susținut că un OZN a atacat forțele invadatoare rusești. El a adăugat de asemenea că OZN-ul a declanșat un atac puternic și a incendiat un tank rusesc. În timp ce apărea în programul The Global Lane al canalului, Litvienko a spus că un tânăr și-a sunat tatăl în timp ce trupele ruse se apropiau de el cu arme mortale. Mai târziu, părintele s-a rugat la Dumnezeu să protejeze oamenii aparținând bisericii sale, iar mâna de ajutor a venit din lumea extraterestră, susține Litvienko. Potrivit acestuia, OZN-ul a apărut de nicăieri și a lansat un atac fulgerător asupra forțelor ruse și a incendiat un tank militar, relatează și Daily Star. A fost lansată o adevărată dezbatere pe această temă. Chiar dacă încă nu a fost făcută o confirmare oficială, internauții au salutat afirmațiile și cred că aceste evenimente sunt dovada solidă a existenței extraterestre pe Pământ. Anterior, mai mulți vânători de extraterestri, inclusiv Scott C. Waring, susțineau că extraterestrii vizitează Pământul de sute de mii de ani pentru a monitoriza activitățile umane. Extraterestrii îi împiedică pe oameni să se implice într-un război nuclear și obișnuiau să-și proclame prezența în timpul dezastrelor naturale și al războaielor, a scris Waring odată pe site-ul său.
Cu câteva luni în urmă, Haim Eshed, un fost șef al securității spațiale izraeliene, a susținut de asemenea că existența extraterestră pe Pământ este reală. Totodată, Eshed a precizat că puterii mondiale, precum Statele Unite și Israel, lucrează îndeaproape cu o specie extraterestră avansată. Același site titrează pe 6 martie următoarea știre: Contact strâns extraterestru. O femeie spune că a întâlnit extratereștrii albaștri asemănători unui avatar. În afară de extratereștri, aceasta susține că a văzut și mai multe OZN-uri pe cer. Femeia din Marea Britanie a văzut un OZN în formă de diamant în plină zi, internauții numindu-l dovada existenței extraterestre. Avatar, regizat de James Cameron, este unul dintre cele mai mari hituri de la Hollywood din toate timpurile. Filmul relatează povestea unei specii extraterestre de pe o planetă îndepărtată numită Pandora. Cu toate acestea, femeia din Marea Britanie, care se numește Lily Nova, susține că a văzut extraterestrii asemănători avatarului în viața ei reală. Extraterestrii o vizitează pe aceasta în fiecare zi. Lily Nova a început să cerceteze OZN-uri pentru a ucide plictiseala în timpul blocării COVID. Pe măsură ce a început să privească cerul, căutând semne de extraterestri, presupusele ființe nepământene albastre au început să o viziteze zilnic. Prima mea întâlnire cu extraterestri a fost foarte intensă. Una dintre primele ființe pe care le-am văzut a fost o fată cu piele albastru deschis și i-am văzut și pe colegii ei de navă. Câteva luni mai târziu am avut o a doua mea întâlnire. După aceea a continuat să se întâmple și acum am experiențe zilnic, a spus Nova, potrivit Daily Star. Lily Nova susține de asemenea că a văzut mai multe OZN-uri în viața ei, care includ discuri metalice zburătoare, nave spațiale triunghiulare și globuri strălucitoare. Mărturia femeii a devenit acum virală pe platformele online și a făcut pe mulți să creadă că existența extraterestră pe Pământ ar putea fi reală. Cu toate acestea, scepticii au respins aceste afirmații și susțin că poveștile relatate de Lily Nova despre extraterestri și OZN-uri sunt de dragul publicității. Totuși, există anumiți experți remarcați care cred în răpirea extraterestră. Cu câteva luni în urmă, cercetătorul MUFON Chris Jones a susținut că poveștile de răpiri extraterestre împărtășite de oameni din diferite părți ale lumii ar putea fi reale. Cred că, după ce am văzut poveștile și mărturiile de-a lungul anilor, există o comunitate foarte mare între cazuri. Cu siguranță merită interesul și investigația pe care i-o acordăm, la fel de mult ca o observare OZN, pentru că, cu siguranță, există ceva în acest fenomen, a spus Chris Jones. Și în Germania, un recent eveniment OZN i-a făcut pe mulți să creadă că existența extraterestră pe Pământ este reală, după ce, în data de 5 martie, este publicată o altă știre cu titlul "Pu Fighter OZN în Germania, noul cer chiar declanșează dezbateri extraterestre". Teoreticienii conspirației susțin de mult că existența extraterestră pe Pământ este reală. Potrivit acestora, observările OZN sunt dovada prezenței extraterestre pe planeta albastră, iar guvernele din întreaga lume ascund realitățile din jurul OZN-urilor pentru a evita panica publică. Teorii aparent incredibile, însă o observare OZN a avut loc recent în Hamburg, Germania, spuneam. Se pare că evenimentul a avut loc pe 2 martie și arată un glob alb care plutește pe cer în plină zi. Videoclipul presupusului eveniment OZN a fost încărcat pe YouTube de un utilizator pe nume Roha Briner. Utilizatorul YouTube a subtitrat videoclipul OZN, planetă sau avion. Clipul OZN a atras rapid atenția autoproclamatului vânător de extraterestri Scott C. Waring. După cum era de așteptat, Waring, care a analizat clipul, a susținut că acest eveniment este o dovadă solidă a prezenței extraterestre pe Pământ. Waring a susținut că aceste OZN-uri albe sunt foarte asemănătoare cu luptătorii Fu, care au apărut pe cer în timpul celui de-al doilea război mondial.
Scott C. Waring sugerează o teorie bizară. Deși acest OZN nu a fost văzut mișcându-se, adesea împușcă repede într-o locație și stă acolo știind că majoritatea oamenilor care îl văd vor presupune că este doar o stea. Da, extratereștrii știu toate trucurile. Se ascund de noi de mii de ani. De asemenea, pare să clipească de parcă ar saluta femeia care îl urmărește. Acest OZN îmi amintește de vremurile globurilor de luptători Foo Fighters, care au urmat avioanele în al doilea război mondial. Acest OZN ar putea fi un semn că Germania va avea o implicare serioasă în războiul din Ucraina în următoarea perioadă, a scris Waring pe site-ul său. Dar poate că cea mai șocantă informație este cea care a apărut pe 25 martie, când FBI confirmă întâlnirea cu un OZN a companiei American Airlines. Internauții spun că extratereștrii sunt aici. Un pilot care a dorit să rămână anonim a dezvăluit că observările OZN-urilor sunt foarte frecvente pe cer. Pe 21 februarie 2021, un pilot al companiei American Airlines, care a zburat cu zborul AA-2292, a susținut că a văzut un obiect zburător neidentificat, în timp ce călătorea între Cincinnati și Phoenix. Potrivit mărturiei pilotului, el a văzut un OZN cilindric pe cerul din New Mexico și, în curând, a raportat evenimentul autorităților. Mai târziu, American Airlines și Biroul Federal de Investigații, FBI, au confirmat observarea OZN-ului. Cu toate acestea, până acum, nici agenția federală, nici NASA nu au dat o explicație adecvată cu privire la evenimentul OZN. La scurt timp după ce a văzut OZN-ul, pilotul American Airlines a contactat controlorul traficului aerian din Albuquerque și i-a întrebat dacă au loc activități pe cer. Tocmai am văzut ceva care trece peste noi. Urăsc să spun asta, dar arăta ca un obiect cilindric lung, care aproape că semăna cu o rachetă de croazieră. Se mișcă foarte repede chiar deasupra noastră, a spus pilotul în mesajul său către controlorul traficului aerian. Piloții ezită să raporteze observarea OZN-urilor. Nu este prima dată când piloții raportează observații de OZN. De la infama întâlnire Tic-Tac până la recenta observare OZN care a avut loc deasupra Mării Arabiei, mai mulți piloți au avertizat despre posibile obiecte zburătoare necunoscute pe cer. Cu toate acestea, cei mai mulți dintre acești piloți se abțin de la folosirea termenului OZN, deoarece publicul larg îl consideră un termen legat de extratereștri. Majoritatea piloților vor folosi expresii precum trafic neidentificat sau fenomene aeriene. Nimeni nu vrea să spună OZN. Dacă spui OZN, oamenii cred că ești fie beat, fie drogat, a spus un pilot care a dorit să rămână de asemenea anonim, relatează Daily Star. Un alt pilot a remarcat că observările de OZN-uri au loc pe cer de atâția ani și a arătat clar că piloții ezită puțin să informeze. Pe măsură ce observările de OZN în întreaga lume cresc dramatic, internauții cred cu tărie că extratereștrii sunt deja aici pe Pământ. Potrivit acestor internauți, guvernele încearcă să acopere faptele despre existența extraterestră pentru a preveni panica publică. Pe 19 februarie, site-urile de știri străine titrează că luptătorii Foo au apărut și în Hawaii. Mii de oameni se pare că au asistat la presupusa observare de OZN care a avut loc acolo. Evenimentul OZN a avut loc pe 15 februarie, anul curent, iar mai multe persoane au asistat la observarea care s-a petrecut în plină zi. Clipurile video ale acestui eveniment OZN au fost în curând distribuite pe platformele de socializare online. Aceste clipuri arată o sferă strălucitoare care plutește pe cer, iar martorii oculari nu erau siguri ce este acel obiect. Poate cineva să explice ce este acest obiect zburător neidentificat pe cer? A stat staționar de cel puțin 30 de minute și nimeni din Hawaii nu își poate da seama ce este, a scris un utilizator de Twitter. Clipul video a fost analizat mai târziu de Scott C. Waring, susținând că Foo Fighters, un grup de OZN-uri care au apărut în timpul celui de-al doilea război mondial, s-au întors.
Asemenea, OZN-uri au fost văzute în toată lumea și au urmărit chiar avioane în al doilea război mondial, supranumite Foo Fighters. Aceste OZN-uri au întotdeauna culoarea norilor, deci atunci când se mișcă între nori, sunt ușor de văzut împotriva unui cer albastru. Aceasta este a doua postare OZN pe care am făcut-o săptămâna aceasta din Hawaii. Se pare că ceva se va întâmpla în curând în Hawaii, a scris Waring pe site-ul său. Ca întotdeauna, teoreticianul conspirației a susținut că astfel de observări de OZN-uri sunt dovezi cruciale care sugerează existența extraterestră pe Pământ. Spuneam că Haim Eshed, un fost șef al securității spațiale izraeliene, susținea cu câteva luni în urmă că existența extraterestră pe Pământ este reală, el dezvăluind faptul că puteri mondiale, precum Statele Unite și Israel, lucrează împreună cu extratereștrii. Susține de asemenea că există chiar o bază subterană secretă pe Marte, unde oamenii și extratereștrii lucrează împreună. Tot în februarie, un OZN ar fi fost observat tot în plină zi în Islamabad. Martorul ocular a dezvăluit că OZN-ul nu avea margini sau aripi ascuțite. Un utilizator YouTube a lansat un videoclip care arată că un OZN triunghiular negru plutea pe cerul Islamabad, capitala Pakistanului. Presupusul eveniment OZN a fost surprins de către Arslan Warraiq, originar din Birmingham. Acesta, care se află în prezent în Pakistan, a dezvăluit că a văzut presupusul OZN triunghiular negru timp de aproape 2 ore pe cer. Încă nu știu ce a fost. L-am filmat timp de peste 12 minute în momente diferite. Am făcut zeci de poze și l-am observat timp de aproape 2 ore. Pentru ochiul liber, mi s-a părut o stâncă neagră rotundă, dar, pe măsură ce am mărit, am putut vedea că avea aproximativ forma unui triunghi cu o umflătură clară în partea de sus spre spate, a spus bărbatul potrivit Daily Star. Martorul ocular a mai precizat că obiectul zburător nu avea aripi sau margini ascuțite. De asemenea, a precizat că obiectul pe care l-a văzut pe cer nu era o pasăre. Videoclipul surprins de acesta a devenit și el viral pe platformele de socializare. Majoritatea telespectatorilor care au asistat la incident au susținut că acest eveniment OZN este o dovadă solidă a existenței extraterestre pe Pământ. Ei au mai adăugat că extratereștrii urmăresc activitățile umane. În toată această avalanșă de filmulețe, imagini și informații nebunești, am spune, despre extratereștri și OZN-uri care ne supraveghează, cireașa de pe tort vine de la un autoproclamat răpit de extratereștri care a susținut că a văzut imagini ale celui de-al treilea război mondial. Această afirmație uimitoare este făcută de un bărbat pe nume Calvin Parker. În timp ce vorbea cu jurnaliștii de la The Sun, Parker a împărtășit experiența sa de întâlnire de gradul 3. Potrivit lui Calvin Parker, extratereștrii l-au răpit din Mississippi când avea 19 ani. El a declarat că un obiect asemănător unei păsări cu ghiare l-a răpit într-un OZN și mai târziu a văzut mai multe evenimente care s-ar putea întâmpla în viitor, inclusiv pandemia în curs de desfășurare. Am avut o experiență aproape de moarte în timp ce eram la bordul acelei nave. Aceasta s-a întâmplat când sângele meu a fost curs din mine și apoi înlocuit cu ceea ce încă nu știu. Apoi mi-au fost arătate lucruri din trecut, prezent și viitor. Bănuiesc că s-ar putea numi asta un blestem. Va fi un mare război dacă o parte dă vina pe cealaltă. În viziunea mea am văzut că pielea oamenilor se topește de pe corp, a spus Calvin Parker. Cu toate acestea, tânărul încă nu știe dacă războiul viitor va include arme nucleare. Sunt reale poveștile acestea? Cu câteva luni în urmă, cercetătorul Mutual OZN Network, MUFON, Chris Jones, a susținut că experiențele extraterestre împărtășite de cei răpiți ar putea fi reale. Acesta a mai afirmat că o specie extraterestră avansată trăiește deja aici, pe Pământ. Prieteni, ce părere aveți voi despre toate acestea? Să se apropie într-adevăr momentul contactului cu ființele străine?
Să nu uităm că Pentagonul a început să ia în serios OZN-urile după ce, în ultimii 4 ani, oficialii la nivel înalt și-au recunoscut public nedumerirea față de fenomenele aeriene neidentificate. Iar în 2020, David Norquist, secretar adjunct al apărării din Statele Unite, a anunțat existența oficială a grupului operativ pentru fenomene aeriene neidentificate. Dragi prieteni, mă opresc aici. Aștept comentariile voastre pe acest subiect. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Nu uitați să dați like și share și să vă abonați la canalul Teorii Incredibile. Pe curând!